Doamne, învață-mă să-ți cunosc mărirea și bunătatea. Dă-mi inimă curată, lesne iertătoare și căință pentru supărările ce am făcut altora. Fă să am dragoste creștinească și să pot răbda cu pace toate necazurile ce-mi vin din partea lor, făcând porunca ta. Mă făgăduiesc să nu mai fac rău celor ce-mi fac rău. Pe cel ce mă blesteamă, îl voi binecuvânta. De va flămânzi vrășmașul, îi voi da pâine, iar de va înseta, îl voi adăpa. De va cădea, îl voi ridica, și de se va rătăci, îl voi povățui. Doamne, eu nu sunt decât un om neputincios. De aceea ajută-mă cu darul Tău să fiu statornic în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste vrășmașii mei și întoarce inima lor cu dragoste asupra mea. Alungă suferințele și neodihna ce-mi vin de la ei și ne împacă pe noi. Dă-mi pacea Ta, Doamne, ca să putem să viețuim pe pământ cu pace, cu bucurie și să-ți zicem în unire, cu față senină și cu inimă curată. Și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Că Ție se cuvine slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă ești creștin ortodox, abonează-te gratuit. Dumnezeu să te binecuvinteze!